prieteni, bine v-am regăsit! Vineri seara, cred că sunteți deja așezați comod în scaune, în fotoli, pe canapea, pentru că urmează weekendul după o săptămână lungă în care ați muncit. Răspunde Biblia din această seară este în direct. Așadar, dacă ne urmăriți pe pagina de Facebook, așteptăm acolo comentariile dumneavoastră sau mesaje pe pagină privat dacă nu doriți să vă spunem numele. Iar dacă ne urmăriți pe YouTube sau pe site-ul nostru www.a7tv.ro, puteți să ne transmiteți mesajele și întrebările pe care le aveți scriindu-ne la numărul de telefon care este afișat chiar aici în bara de jos, folosind aplicația WhatsApp. Până să începem emisiunea, aș vrea să vă spun o scurtă povestioară care mi s-a părut foarte, foarte interesantă. Am citit-o în această săptămână. Este vorba de un adolescent, Jimmy, care se plimba prin deșert și la un moment dat a văzut așa puțin îngropată în nisip o lampă veche. I s-a părut interesantă și știind povestea lui Aladdin, s-a gândit: oare dacă aș mișca mâna pe această lampă, o să iasă un duh magic care să-mi îndeplinească dorințe? Puțin amuzat, a făcut acest lucru. Și, surpriză, din lampă chiar a ieșit un duh. Jimmy, foarte încântat, i-a zis duhului: vreau să-mi împlinești 3 dorințe. Duhul i-a zis: stai puțin, eu nu fac lucruri de acest fel, eu nu îndeplinesc dorințe, eu doar pot să dau sfaturi. Și atunci Jimmy, încântat și de acest lucru, i-a zis: te rog, dăm câteva sfaturi. Și duhul i-a zis un singur lucru: ia și pune în buzunarele tale cât mai multe pietre din cele pe care le vezi pe jos. Și a dispărut imediat. Jimmy a fost contrariat. Ce fel de sfat este ăsta? Are drum destul de lung până acasă și acele pietre în buzunare cu siguranță i-ar îngreuna mersul. Așadar, a aruncat lampa, a luat o mică pietricică totuși în buzunar și a plecat mai departe. Când a ajuns acasă, s-a dezbrăcat de hainele murdare și le-a pus la spălat și și-a văzut de treabă. Mama lui, când a vrut să pună hainele în mașina de spălat, a controlat prin buzunare și a găsit piatra. A studiat-o cu mare atenție și imediat a venit la Jimmy și l-a întrebat: de unde ai această piatră? Iar el i-a spus: uite, în deșert când mă plimbam, am văzut o lampă, a ieșit un duh care mi-a zis să iau piatra asta. Nu este nimic important, mi s-a părut oricum un sfat destul de rău. Mama lui, cu ochii foarte mari, i-a spus: Jimmy, trebuia să-i asculți sfatul. Această piatră nu este o piatră oarecare, este un diamant, valorează mii de dolari. Din nefericire, Jimmy, când s-a întors în deșert, nu a mai găsit lampa și nici pietre de felul acelea pe care a luat-o cu el. Așa se întâmplă și în viața noastră. Să dăm cu piciorul la anumite ocazii care ulterior se dovedesc a fi diamante. Gândiți-vă puțin când erați în timpul școlii generale sau chiar și în liceu. Vi se păreau anumite materii neinteresante, la unele chiuleați și vă gândeați și vorbeați cu colegii râzând: pentru ce-mi trebuie asta, nu o să-mi folosească niciodată în viață. Dar acum, dacă vă gândiți în urmă, vă dați seama că toate acele pietricele sunt diamante, pentru că au putut să fie baza temeliei cunoștințelor pe care le aveți acum. Și viața de creștin, să știți că este la fel. Să-L urmezi pe Hristos nu este lucru ușor. Este foarte greu și uneori când te gândești la sacrificii, parcă îți vine să nu mai faci lucrul ăsta. Te gândești cât de greu este drumul și cât de greu, cât de multe reguli, cât de... Nu, parcă nu vrei să mai faci nimic. Dar trebuie să știm fiecare că toate aceste pietricele, toate aceste lucruri pe care noi le facem ca să fim aproape de Hristos, ne vor duce la diamant, la viața veșnică. Cornel Dărvășan este prezent alături de mine în această seară, ca de obicei, și va răspunde întrebărilor pe care ne-ați adresat. Eu o să mă uit în live și pe telefon să văd ce ne scrieți și până atunci, Cornel, vreau să te salut și, bineînțeles, să-ți adresez și prima întrebare. Bună seara, Loredana, bună seara, dragi prieteni. Este un privilegiu pentru mine să fiu în direct în această seară împreună cu dumneavoastră. Cornel, cineva vrea să înțeleagă ce înseamnă urâciunea pustiirii. Urâciunea pustiirii este o expresie pe care Domnul Iisus o folosește în Evanghelia după Matei, la capitolul 24, versetul 15, zice așa: de aceea, când veți vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei din Iudeea să fugă la munți. Ce înseamnă urâciunea pustiirii?
Domnul Hristos vorbea despre un moment în care există niște revolte între evrei și romani și romanii vin cu steagurile lor, care aveau idoli, până în curtea templului. Ei, acel moment era urăciunea pustiirii, pentru că evreii considerau că steagurile romane aduse în locul sfânt erau o blasfemie, era o urăciune teribilă. Istoria spune că Pilat, când s-a înscăunat el acolo, dregător al Galilei, a pus steagurile romane în templu. Și evreii, văzând lucrul ăsta, au venit cu toții și și-au pus gâturile în fața lui Pilat să le tai gâturile. Acum. Pentru că nu e potrivit să duci tu steagurile romane să le pui aici, că noi suntem înaintea Domnului și noi nu vrem idol și noi nu vrem chipuri cioplite și așa mai departe. Și se zice că Pilat, la cât de dur era, mai că i-ar fi căsăpit pe toți. Însă un consilier i-a zis, băi, stai că nu e bine, chiar din prima zi să tai atâtea gâturi. E bine, acest eveniment, Loredana, acest discurs al Domnului Iisus se întâmpla probabil că în jurul anului 30 înainte de înălțarea Domnului. În anul 30 era noastră. În anul 66, deci peste exact 36 de ani, sau, mă rog, aproximativ 40 de ani, a venit generalul lui Vespasian, numit Cestius Gallus, care a înconjurat Ierusalimul, pentru că erau revolte între ziloți și romani. Ierusalimul era cucerit de romani pe vremea Domnului Iisus, dar la un moment dat și ajunsese la asemenea conflicte, încât Cestius Gallus a venit cu armatele lui și ce a făcut? S-a dus să cucerească Ierusalimul. Însă, dintr-un motiv neașteptat, s-a retras cu armatele lui. Chiar unii dintre oamenii politici ai vremii nu înțeleg care este motivul. Am citit o carte foarte frumoasă, romantică, se numește Cetatea Blestemată, scrisă de un autor numit John Carling. E foarte frumoasă cartea asta, un roman de dragoste foarte frumos, în care se spune că fiul lui Cestius Gallus, care se numea Crispus, s-a îndrăgostit de o tânără Vasti din cetate și a căzut în mâinile ziloților, acest fiu al lui Cestius Gallus, și șeful ziloților i-a spus generalului lui Vespasian, dacă nu te retragi cu armatele, omorâm pe fiul tău. Și atunci dragostea față de fiu a fost mai puternică decât dragostea față de țară. Cestius Gallus s-a retras și lucrul ăsta a făcut ca porțile Ierusalimului să se deschidă larg și ucenicii Domnului Iisus și-au dat seama că acesta este semnul când nimeni nu îi oprea să iasă din Iudeea, să fugă la munți. Deci, urâșina pustirii, steagul de romane în locul preasfânt era semnul în care, la prima deschidere de porți, la prima ocazie, toți creștinii să părăsească Ierusalimul. Peste 4 ani a venit Titus și a căsăpit 1 milion de iudei și scrie Milman in The History of the Jews că sângele curgea pe templul lui Solomon, pe treptele lui Solomon ca apa, iar crucile în valea lui Iosafat erau atât de dese încât abia era loc de trecere printre ele. Au murit în jur de 1 milion de evrei, o cifră colosală la vremea respectivă. Deci cei care au ascultat de Domnul Iisus și au ieșit urmașii lui din Iudeea atunci când au venit romanii, au scăpat. Asta însemna urgența pustirii, idolatria așezată în templu. Romanii s-au retras, ucenicii Domnului au putut să iasă din Ierusalim, când a venit peste 4 ani Titus, au omorât pe tot, dar se zice că n-a pierdut niciun creștin în acel holocaust al primului secol. Vrea cineva să știe de ce Iisus nu cunoaște când este sfârșitul și acest lucru știe doar Tatăl. Pentru că Iisus a ales să se limiteze pe sine în postura lui de om pe pământ. La un moment dat zice Apostolul Pavel în Filipeni capitolul 2, versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit, s-a dezbrăcat pe sine însuși. Ei, în momentul în care Iisus s-a întrupat, era Dumnezeu adevărat, dar el a ales să nu cunoască niște lucruri. Spre exemplu, a ales să nu cunoască Biblia. A ales ca să cunoască Biblia de la mama lui, să citească și să ajungă la performanța la care ajungea o mare învățătură de la vremea respectivă, și anume să cunoască tot Vechiul Testament pe de rost. Iisus, sunt convins că știa tot Vechiul Testament pe de rost, ca și alți mari rabini și mari farisei din vremea respectivă. De aceea Iisus s-a limitat pe sine și în ceea ce privește cunoașterea clipei în care El se va întoarce. Dar părerea mea este că astăzi Iisus, fiind Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, știe când va veni. El în postura lui de om a zis, nu știe nimeni, nici îngerii, nici fiul, ci numai Tatăl. Astăzi, în postura lui de Dumnezeu adevărat, în care El s-a înălțat la ceruri și a câștigat biruința asupra păcatului,
cred că nu mai are limite. De ce se spune la mormântări Dumnezeu să-l ierte? Da, oamenii cred că Dumnezeu poate să-i mai ierte după ce au murit. E un demn creștin, un fel de rugăciune frumoasă. Nu știu dacă e chiar cel mai bun salut, Dumnezeu să-l ierte. E un salut frumos, știi? Să-l ierte Dumnezeu acum. Dar cred că mai frumos ar putea fi spus Dumnezeu să vă mângâie inimile. Pentru că dacă omul acela ar fi putut fi iertat cândva, ar fi putut fi iertat înainte să închidă ochii. După ce închizi ochii, ce e scris pentru tine e acolo. Nu se mai poate întoarce soarta unui om după ce omul a închis ochii. Szilard vrea să știe ce fel de lăcuste mânca Ioan Botezătorul. Niște lăcuste permise de Cartea Leviticului. Există acolo câteva soiuri de lăcuste, nu mă pricep la ele. Unii zic că ar fi un fel de păstăi, că sunt vegetale. Nu cred că sunt vegetale, sunt un fel de lăcuste curate, care Biblia numea curate. Așa că erau niște soiuri pe acolo. N-am de gând să testez. Îmi pare rău. Nu pare atractiv deloc. Un mesaj scris pe WhatsApp. Ați întâmpinat în viața voastră momente în care v-ați îndepărtat de Dumnezeu și ați căutat să refaceți legătura de dinainte? Din cauza aglomerației vieții de zi cu zi m-am îndepărtat mult și am pierdut conexiunea cu Dumnezeu. Am încercat să o refac, dar parcă este în zadar. Nu mai reușesc deloc. Mi s-a spus de la biserică că poate mi-a fost închisă ușa harului și am un suflet atât de greu. În fiecare zi mă trezesc cu aceeași greutate în suflet. Mă puteți ajuta cu un sfat? Mai am vreo șansă? Da, dragul meu, ai o șansă. Cine ți-a spus de la biserică că ți s-a închis ușa harului, cred că are niște probleme de a fi el Dumnezeu. El cam se consideră Dumnezeu. Și o tânără m-a sunat de vreo câteva săptămâni să-mi spună că săraca într-o zi cred că mai povestea asta la o predică. N-a mărturisit pe Domnul și gata, i-a spus unul dintre liderii creștini că va fi pierdută în foc, că ea n-a avut curajul să spună colegilor că ea se pocăiește și săraca era terminată, că ce o să întâmple și vai. Dragul meu, există momente în viață când ne îndepărtăm de Dumnezeu. Tu trebuie să înțelegi că anumite lucruri nu se dobândesc emoțional, ci pur și simplu prin credință. Și anume, Domnul Hristos a spus așa, pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Iar dacă Domnul Hristos a spus treaba asta, tu trebuie să înțelegi că trebuie să crezi pe cuvânt. Vino la Dumnezeu așa cum ești. Acum, în momentul ăsta, când auzi aceste cuvinte la internet sau la ce te uiți tu, la telefon, la laptop, vino la Dumnezeu așa cum ești. Pentru că El a zis, pe cel ce vine la mine nu-ți voi izgoni afară. Și spune, Doamne Iisuse, m-am depărtat, îmi pare rău, vreau să revin, vreau să am o relație cu Tine. De asemenea, în Ieremia, capitolul 29, versetul 13, se spune, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Fă din această căutare a lui Dumnezeu centrul cercetării tale stăruitoare. Nu te lua după unul și după altul ca zice, ești pierdut. Cine sunt oamenii aceștia care să declare o sentință în viața aproapelui lor? Cine sunt? Oamenii aceștia sunt oameni nemintoși, îngânfați eventual. Numai Dumnezeu este acela care poate să spună despre un om că este pierdut sau este mântuit. Așa că, dragul meu, prinde-te de această făgăduință a lui Dumnezeu și spune așa, Doamne Iisuse, am auzit că băiatul ăla a zis, din ce ai spus tu, că pe cel ce vine la tine nu-l vei izgoni afară. Așa că vreau să fiu unul dintre beneficiarii acestei profeții. Vreau să fiu unul dintre, uite, Ioan capitolul 6, versetul 37. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Nu citesc de la mine, citesc de aici. Vino la Iisus, El nu te dă afară. El te primește așa cum ești. Problema e următor, că dacă noi păcătuim și ne ținem departe de casa Tatălui, poate exista riscul ca să nu mai avem putere ca să ne întoarcem la Iisus. De aceea este periculos. De aceea, ne vin la Iisus așa cum ești, El te curăță și îți spune, du-te și nu mai păcătui. Prin Duhul lui Dumnezeu îți creează un nou orizont și o nouă perspectivă de viață. Nu asculta șoaptele celor rău care spun, nu ai nicio șansă, prietene, ești pierdut, nu ai nicio șansă. Nu. Acestea nu sunt de la Dumnezeu, sunt de la cel rău. Adina din Stuttgart ne urmărește și ne-a scris pe WhatsApp. Doresc să-mi explicați de ce Noul Testament
când Iisus face diferite minuni, le spune oamenilor să nu spună mai departe lucrul acesta, deși ei tot o fac. Nu înțeleg de ce Iisus le spune aproape de fiecare dată să nu spună de minunea pe care tocmai a făcut-o. În special în cazul minunilor vindecătorilor am observat acest lucru. Vindecărilor, da. Este foarte corect ce spuneți. Iisus, în momentul în care face anumite vindecări, este la începutul lucrării sale. Și preferă ca să nu existe un iureș nestăvilit înspre el, ca să nu atragă atenția la el în contextul în care nu era momentul să se atragă atenția spre el. Dacă vă aminte, la un moment dat, unii îi zic, vezi că Irod vrea să te omoare. Și Iisus spune, spuneți vulpii acelea că mai lucrez o zi sau două și apoi a treia zi voi isprăvi. Iisus avea toate lucrurile desfășurate înaintea Tatălui. Și el asculta de Dumnezeu Tatăl. Când făcea o minune, în primii ani ai activității sale ca Mesia, le zicea oamenilor, nu mai spuneți la nimeni, ca să nu cumva să provoace acel val de tulburare socială care să îl catapulteze în postura de împărat, așa cum, spre exemplu, s-a întâmplat atunci când a făcut înmulțirea pâinilor, că el era gata să fie pus ca împărat, a vrut să-l pune ca împărat. De ce voiau să-l pună ca împărat după ce le-a dat să mănânce din pâini? Păi se gândeau că dacă vin romanii și ne asediază, ăsta ne face pâini, ne face de mâncare instant, nu mai avem nevoie de nimic, așa că totul va fi în regulă. Iisus i-a silit pe ucenici să urce în corabie, să plece de cealaltă parte. N-a vrut să fie în centrul acestei mișcări sociale. Deci acesta este motivul. Chiar dacă unii mai spuneam, mi-au spunea, dacă Iisus zicea, duceți-vă și spuneți acum la toată lumea, se crea un iureș, o cavalcadă socială, înainte de vreme, pentru că Iisus trebuia să facă 3 ani și jumătate și apoi după 3 ani și jumătate, dacă ți-o aminte, când Iisus intră în Ierusalim, atunci el se lasă aclamat de mulțime, cu o săptămână înainte de Paște, zice ucenicilor, duceți-vă, luați măgărușul, ucenicii aruncă haine înaintea lui, ramuri de finic și fariseii îi zic, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a zis, dacă ei vor tăcea, pietrele vor vorbi. Era momentul în care aceste lucruri să se facă publice. Cornel, vrea cineva să știe ce spune Biblia despre vrăji și farmece și ce efect au ele asupra noastră, dacă au vreun efect. Dragilor, Biblia vorbește despre vrăji și farmece și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Vreau să vă atrag atenția și să vă spun că în Vechiul Testament Dumnezeu este foarte clar. În Deuteronomul, la capitolul 18, versetul 9, zice așa, după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc. Nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător. Nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul. Nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului. Da? Este o interdicție foarte clară și categorică. În Noul Testament, la un moment dat se spune că Evanghelia a fost vestită în Efes și oamenii și-au ars cărțile de vrăjitorii. Dar nu textul ăsta vreau să vi-l recit, că sunt mai multe. Vreau să vi-l citesc, că sunt mai multe. Ce vreau să vă citesc este o experiență interesantă din Faptele Apostolului, capitolul 16. Când se spune că Pavel și Sila mergeau la ceasul rugăciunii și le-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Era o slujitoare a zeului Piton. Era o pitonisă. Și vrăjitoarea asta mică, care era posedată, făcea reclamă gratuită lui Pavel și lui Sila. Și când ei mergeau pe stradă, fata asta venea înaintea lor și zicea, aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt, vă vestesc calea mântuirii. Și așa mai multe zile. Și Pavel, la un moment dat, se uită la ea și îi zice, ieși afară din fetița aceasta. Ceartă demonul și demonul părăsește pe fetiță, stăpânii ei care câștigau o ură de bani s-au mâniat, au făcut zarvă la toată cetatea și așa mai departe. De ce oare Pavel nu primește reclama gratuită făcută de o vrăjitoare? Pentru că Apostolul Pavel voia clar să transmită un anunț pe care să știe toată lumea, așa nume. Creștinismul nu are legătură cu vrăjitoria. Creștinismul nu se împacă cu vrăjitoria. Chestiile astea pe care noi le auzim, că e cea mai tare vrăjitoare din parcare, care lucrează cu magia albă, dar nu e neagră, ea doar cu Sfânta Fecioară lucrează și așa mai departe. Astea sunt lucruri care nu convin, Loredana, pentru că Dumnezeu zice nu
te duce acolo. Dar pot aceste avea lucruri efect? Pot avea efecte în momentul în care tu îți deschizi sufletul către ele. Curiozitatea dacă tu te duci, este da, o deschidere a sufletului. Dacă tu te duci, ești curios și te duci, să știi că dacă te duci pe terenul lui, diavolul poate să influențeze viața ta și viața celor dragi ai tăi. Dar dacă nu e vorba de voința ta proprie, ci e vorba de bunica care face vrăji sau nu știu cine care face vrăji, tu pune-te cu totul sub protecția lui Dumnezeu în fiecare zi și în fiecare seară și spune așa: Doamne Iisuse, eu nu știu ce se întâmplă în casa asta, nu știu cine ce face, dar eu invoc prezența sângelui Domnului Iisus Hristos peste viața mea, ocrotirea ta, așa cum ai scris în Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt, se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetăția mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Știu că nu mi se va întâmpla niciun rău, eu mă culc și adorm în pace, căci tu ești Dumnezeul meu. Și nicio putere din lume n-are efect asupra ta când tu te așezi sub ocrotirea celui prea înalt. Dar dacă tu te duci pe teritoriul diavolului, e o problemă. Am o întrebare în ceea ce privește teritoriul diavolului. Ok, să mergi la vrăjitoare este clar că e o curiozitate și te duci acolo, dar, nu știu, să citești o carte sau să primești o amuletă cu puteri vindecătoare sau ceva din partea cuiva ar însemna să-ți deschizi inima în direcția asta? Este o chestiune foarte riscantă. Să citești o carte de ocultism în care te învață cum să invoci tot felul de puteri. E curios, nu departe. Că vrei să faci asta. Nu contează, de curios. Deci sunt anumite lucruri pe care Biblia le recomandă ca fiind să le folosim cu cumpătare și sunt alte lucruri pe care Biblia le taie din start ca fiind abstinente. Adică tu nu ai voie, zice Domnul Iisus, să nu vă duceți acolo. Dacă vi se va zice, iată-l în pustie, iată-l în lăduiți ascunse, să nu credeți, să nu vă duceți acolo. Deci nu te apuca de... Și acum vreau să mai trasez un semnal de alarmă. Mă rog lui Dumnezeu pentru copiii mei. Îmi povestește unul dintre ei într-o zi că ce interesant documentar am văzut cu fantome și cu nu știu ce și că case bântuite și așa mai departe. Și i-am spus, nu este un teritoriu sigur aici. Și filmele, seriale care vă plac vouă cu Satana și cu Lucifer vampir, și cu vampiri și așa mai departe, sunt tot lucruri care sunt la limită acolo. Vrăjitoriile și toate celelalte lucruri, noi trebuie să ne păzim de aceste chestiuni, pentru că sunt cu două tăișuri. De aceea noi trebuie să rămânem în totul totului tot Domnului, dacă se poate, și să, atunci când sesizăm o chestiune că este pe acest domeniu și pe acest teritoriu, să ieșim de acolo, pentru că este un nisip mișcător. Mars Ahmad, nu știu dacă am pronunțat bine. Cine a susținut universul pe toată perioada în care Iisus era în pântecul Mariei și până la ridicarea lui la cer, după vârsta de 30 de ani? Dumnezeu. Noi credem într-un Dumnezeu manifestat în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În același timp am făcut o afirmație odată, cred că am citit-o în Giovanni Papini, nu mai țin minte sigur, dar este adevărată, și anume că atunci când Iisus era în brațele Mariei, el o ținea în viață pe cel ce, pe cea ce îl ținea în brațe. Iisus o ținea în viață pe cea ce îl ținea în brațe. Deci este ceva senzațional. Pentru că noi o să cunoaștem despre puterea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos toată veșnicia. O să studiem despre crucea Domnului Iisus, o să studiem despre natura Domnului Iisus. Noi astăzi încercăm să distingem ce natură, ce înseamnă, ce dumnezeire, ce om. Cum a fost Iisus posibil să fie om 100%, Dumnezeu 100%? E bine, multe lucruri le vom învăța, dar trebuie să înțelegem că Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt au fost de la început. Deși nu se revelează tot timpul triunicitatea acestei ființe, și unii sunt de acord cu termenul de Trinitate. Mă rog, dacă nu sunteți de acord cu Trinitate, folosiți-l pe cel de dumnezeire. Este același lucru. Dar Dumnezeu, deși este unul singur, este o pluralitate. Și lucrul ăsta îl putem constata de-a lungul Sfintelor Scripturi. Vrea să știe cineva de unde poate să mai studieze despre cei 144.000 în afară de Biblie. Există cărți care comentează cartea Apocalipsei. Maxwell are două volume, God Cares, dacă aveți acces la limba engleză. Există la librăria Viață și Sănătate
câteva volume scrise de Dumitru Popa, care se numește Apocalipsul. Domnul Dumitru Popa este un pastor care e pensionar acum, dar care a studiat destul de mult și nu să scrie mai multe teorii în legătură cu toate subiectele Apocalipsei. Puteți căuta studiile lui John Pauline despre Apocalipsa, puteți căuta studiile lui Stefanovici despre Apocalipsa și veți găsi încetul cu încetul referiri la cei 144.000. De asemenea, în limba română mai există un curs pentru misionari alcătuit de profesorul Florin Lăiu, Daniel și Apocalipsa, deși probabil că unele din interpretările de acolo nu mai sunt de actualitate. Eu îl consider cursul acela unul dintre cele mai frumoase și de bază cursuri în incursiunea profetică care s-au scris la noi în țară. Contactați-l pe profesorul Florin Lăiu pe Facebook sau pe internet și cereți-i acest curs de Daniel și Apocalipsa. Așadar, există materiale de unde puteți studia și vă recomand să citiți pentru aceasta și cartea lui Ellen White, care se numește Experiențe și viziuni. Liviu, vrea să explici versetul din 2 Petru, capitolul 2, versetul 4. 2 Petru, capitolul 2, capitolul 2, versetul 4. Versetul 4. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat el lumea veche și a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu alți 7 inși, dacă au sândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă, dacă a scăpat pe neprihănitul Lot și așa mai departe, versetul 9, însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Ce înseamnă acest adânc? Nu îmi imaginez că îngerii cei răi sunt undeva închiși într-o închisoare numită adânc și nu au absolut niciun acces la cei neprihăniți, pentru că Domnul Hristos spune însuși prin același apostolul Petru, atenție, vrăjmașul nostru, diavolul, dă turcoale ca un leu care caută pe cine să înghită, și el are îngeri care lucrează în favoarea lui. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Domnul Iisus i-a aruncat din cer. Este vorba despre Apocalipsa capitolul 12, când zice balaurul trăgea după el a treia parte din stelele cerului. Satan a convins pe unii dintre îngeri să-l urmeze și odată cu aruncarea lor din cer, soarta lor este pecetluită în adânc. Adică soarta lor este pecetuită pentru totdeauna în despărțire de Dumnezeu. Și într-o zi vor fi judecați și îngerii, și cei din Sodoma, și cei care au fost pe vremea lui Noe, pentru că Dumnezeu știe să-i scape pe cei cucernici. Dar pe aceia nelegiuiți, care au fost dați afară de la fața lui, nu poate să-i mai salveze, pentru că n-au vrut ei să fie salvați și rămân până în ziua judecății nesalvați. Aceasta este ideea pe care eu o înțeleg din textul acesta. Pot să pun pe altcineva să lucreze în locul meu când îmi vine tura de noapte, vineri seara, pentru ca să nu lucrez eu un sabat? Dacă pentru mine este un păcat să lucrez un sabat, nu este un lucru rău să pun pe altcineva să păcătuiască în locul meu? Andreea vrea să știe acest lucru. Dragă Andreea, problema este sensibilă, foarte sensibilă. Nu vreau nici să fie în ideea aceasta a fraților noștri evrei care... ei nu aprindeau lumina în ziua sabatului, dacă chemau un vecin să aprindă becul sau să aprindă focul. Hai că nu pot, dar vină tu și fă. Nu în acest spirit. Dar dacă tu poți evita ca să te duci vineri noaptea, în cazul în care ai un serviciu care nu este de maximă urgență, în cazul în care tu poți evita să te duci vineri noaptea, și uite, aceasta este preferința mea, eu aș putea să lucrez în alte zile. Nu este niciun păcat ca... unul dintre colegii care nu consideră o problemă că el lucrează în ziua sabatului, să poată să lucreze în ziua sabatului, iar tu să poți lucra într-o altă zi pe care el o consideră sfântă pentru el sau într-o altă zi unde lui îi convine sau când lui îi convine. Dar nu cu spiritul acesta. Hai fă în locul meu! Hai fă în locul meu! Nu, tu nu ești chemată să scoți instituția din impas, ci tu ești chemat în felul următor să spui care sunt convingerile tale. Nu să faci tu aranjamentele, cine să meargă în locul tău. Uite, eu aș vrea să nu vin la serviciu atunci, pentru că este conștiința mea, este cugetul meu. Puteți găsi o soluție? Domnul șef, doamna șefă, puteți găsi o soluție? Atunci, sau colegilor poți să le spui, puteți găsi o soluție? Vrea cineva să facă oricum că
Asta este situația? Aceasta este rugămintea mea? Și unul zice, da, vin eu. Foarte bine. Este diferență între această atitudine și a merge să mituiești pe cineva, să zic, hai, fă-mi locul meu, la mine păcat, dar măcar la tine. Înțelegi ce spun? Da, da, da. Deci, dacă societatea noastră ar fi întreagă, păzitoarea zilei sabatului, ar trebui să funcționăm totuși în anumite strategii și anumite servicii de urgență. Pentru că nu suntem cu toții și pentru că noi putem evita să mergem pentru că vrem să ne închinăm lui Dumnezeu, este bine să ne închinăm lui Dumnezeu în această zi. Rebecca vrea să îi explici numeri 24:1. Ce fel de scântece cred că ar să scrie? Da. Balaam a văzut că Domnul găsește cu cale să binecuvânteze pe Israel și n-a mai alergat ca în celelalte rânduri la descântece, ci și-a întors fața spre pustie. Păi Balaam ăsta era un proroc cu două fețe. Voia și cu Dumnezeu, dar avea și descântece. Da. Atunci când a văzut că Domnul găsește cu cale să binecuvânteze pe Israel, că el s-a dus să-l blesteme, de fapt, că primise bani să blesteme, dar Domnul i-a zis, până la urmă, tu nu zici decât ce zic eu. Și când a văzut că Domnul vrea să binecuvânteze, n-a mai putut să recurgă la descântecele lui. Adică a avut și el un pic de rușine și a zis, bă, nu pot să blestem. Balac, când l-a auzit ce spune, a zis, bă, dar eu te-am chemat să blestem. Și a zis, nu pot să blestem ce a binecuvântat Dumnezeu. Da? Deci cam asta era. Avea acces la un alt repertoriu, nu doar la cel al binecuvântării. Cum interpretați Deuteronom 14:21 și versetul 26? Să nu mâncați din nicio mortăciune. Să o dați străinilor care va fi în cetățile tale să o mănânce sau să o vinzi unui străin. Că tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Să nu fierbi iedul în laptele mamei lui. Da, dacă a murit cloșca pe ouă, erau prietenii noștri din zona Coreea, județul Arad, comuna Macea, care se bucurau să primească o cloșcă moartă pe ouă. O băgau în apă, o ciupeleau și o mâncau la cină. Știți despre ce prieten este vorba, da? Și am întrebat pe mama, zic, a murit o curcă la noi pe ouă. Zic, cum ai dat-o la frații de culoare? Și mi-a zis, păi așa zice în Biblie, să o dai străinului. Dacă tu nu poți mânca, dai străinului care e în cetate cu tine. Și n-am crezut sănătos să mănânci? Nu e sănătos să mănânci mortăciune. Cum e sănătos să mănânci? Normal, sângele rămâne acolo. Dar, uite, unii oameni oricum ar mânca-o. Și atunci salvezi familia, două zile de la mâncare. Să nu fierbi iedul în laptele mamei lui era un ritual păgânesc în care se fierbea iedul în laptele mamei și se invocau tot felul de ritualuri și de aceea Dumnezeu le interzice să facă exact ca acele popoare care făceau această practică. De la această poruncă însă, frații noștri evrei au ajuns să nu mai mănânce lapte cu carne la aceeași masă. Adică cam asta, cam așa au întors lucrurile. Da, să nu mănânci lapte cu carne, n-are nicio legătură. Versetul 22. Să iei zeciuială din tot ce îți va aduce sămânța și din ce îți va aduce ogorul în fiecare an, să mănânci înaintea Domnului, în locul pe care va alege să-și aseze numele acolo, zeciuiala din grâul tău, din mustul tău, din undelenul tău și întâiul născut din cel de-a tatăl tău, ca să te înveți să te temi totdeauna de Domnul Dumnezeul tău. Da, erau tot felul de practici cu privire la zeciuieli. Unele se consumau în familie, altele, ascultați mai departe, poate când te va binecuvânta Domnul, drumul va fi prea lung ca să poți duce zeciuiala acolo, din pricina depărtării tale de locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău. Atunci să-ți prefaci zeciuiala în argint, să strângi argintul acela în mână și să te duci la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău. Acolo să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori, oi, boi, vin, băuturi, țari, tot ce îți va plăcea, să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, să te bucuri tu și familia ta. Iată un exemplu de legi care nu erau bune. La un moment dat ne-a întrebat într-o seară cineva, domnule, ce nu erau bune? Adică puteai să mănânci oi, boi, băuturi tari înaintea Domnului. Dumnezeu le-a îngăduit lor să bea și alcool. Doar avea niște reguli. Băi, băuturi tari în mijlocul cortului tău, aici bea înaintea Domnului. Adică erau niște reguli foarte clare, Dumnezeu le-a îngăduit pentru că erau o șleacă turbulentă de foști sclavi. Nu înseamnă că chiar aceasta a fost idealul Domnului. Idealul Domnului a fost clar, nu se cade lemoiele împăraților să bea vin. Nu te uita la vin, cum curge roșu, cum face margaritare în pahar. Ochii ți se vor uita după femeile altora, gura îți va vorbi prostii.
Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Acestea sunt rânduielile Domnului. Dar, în contextul acesta, Domnul le îngăduie să mai consume anumite lucruri. Mi-amintesc că am mai discutat despre ceva similar. Pe WhatsApp ne-a scris cineva dacă Dumnezeu poate să facă o piatră pe care nici El să nu o poată ridica. Aceasta este o invenție comunistă și are un viciu de logică, această frază. Dumnezeu poate să nu poată. Cum adică poate să nu poată? Ori poate, ori nu poate. A putea să nu poți? Da, Dumnezeu poate să facă o piatră atât de mare încât să vrea să nu o ridice. Dar să poată să nu poată? Adică este ilogic ceea ce spui. Este un artificiu pe care comuniștii l-au inventat ca să închidă gura oamenilor credincioși. Poate Dumnezeu să facă o piatră pe care El să nu poată să o ridice? Înțelegi? Da. Ceea ce este o absurditate. Este un viciu de logică. De aceea, da, Dumnezeu poate să facă un bolovan atât de mare încât să vrea să nu îl ridice. Adina vrea să îi explici Evrei, capitolul 4, cu versetele 4 și 5. Evrei, capitolul 4, versetul 4 și 5. Loredana, dă-mi voie să spun o mulțumire în seara asta. Te rog. Față de cine? Față de Dumnezeu și față de dragii noștri privitori, care ei, din, dragii de ei, din toate emisiunile din seara asta, s-au gândit să se uită la noi. Mâine am o predică. Fac reclamă și la predica de mâine, de la 11. Știi că am început un ciclu de prezentări sub genericul Întrebări înainte de miezul nopții. Și mâine am o întrebare pe care o pune faraonului Moise. Cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Cine, Domnule Dumnezeu? Și am 7 răspunsuri la întrebarea cine este Dumnezeu. Și una dintre ele, sau unul dintre aceste răspunsuri, este din cartea prorocului Isaia, care zice: cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa sunt de sus gândurile mele față de gândurile voastre. Vreau să fie foarte clar prin toată lumea. Noi nu venim aici înaintea oamenilor cu sentimentul acesta că noi ne pricepem la ceva sau că noi știm ceva, ca și când noi am fi într-un fel transmițătorii voii lui Dumnezeu pentru oameni. Nu, dragilor, nu vreau să vedeți asta în noi. Noi venim înaintea noastră cu inima curată ca să vă spunem cum am înțeles noi niște lucruri. Și nu ne pretindem nici de cum că punctul nostru de vedere e voia Domnului. Nu, noi știm că Dumnezeu este foarte mare și știm că în momentul în care noi ne dăm seama de lucrul ăsta, suntem din ce în ce mai mici. Dar suntem foarte bucuroși că dumneavoastră sunteți cu noi și că ne întrebați aceste lucruri. Și uite, Evrei capitolul 4 este un capitol pe care eu l-am studiat din tinerețea mea, cum zicea tânărul bogat, și mi-aș fi dorit să vorbească despre o altă zi de odihnă. Că așa spun unii creștini, Evrei 4 vorbește despre o altă zi de odihnă. Uite, dacă vreți, recit Evrei 4 pe de rost. La versetul 1 zice așa: să luăm dar bine seama, câtă vreme rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul să nu se pomenească venit prea târziu. Adică, fiți atenți, că încă rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui. Care intrare? În ce odihnă? Adică în odihna mântuirii pe care ne-o dă Domnul. Niciun dintre noi să nu se pomenească venit prea târziu. Că și nouă, celor de astăzi, ni s-a dus o veste bună ca și lor. Care lor? Cei de pe vremea lui Iosua, Moise, care voiau să intre în Canaanul pământesc. Dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-au găsit credință la cei ce l-au auzit. Adică, pe când noi, pentru că am crezut, intrăm în odihna despre care a zis El: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite de la întemerea lumii. Ce s-a întâmplat? Pentru că frații noștri, prietenii noștri, evrei, pe care i-a condus Domnul în pustie, n-au ascultat de Dumnezeu și n-au intrat în Canaan așa cum a vrut Dumnezeu. Dumnezeu a zis: păi, nu intrați voi. Din 1 milion de oameni, știți câți au intrat în Canaan? 2. Iosua și Caleb. Pentru că n-au vrut să asculte de Dumnezeu. Și pentru că Iosua nu le-a dat lor odihnă pe care Dumnezeu a vrut să le-o dea, și pentru că Israel nu și-a împlinit planul inițial de a avea odihnă și de a fi în centrul lumii și de a fi mărturie pentru popoare, El hotărăște din nou o zi. Care este această zi?
astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Adică noi astăzi putem intra în odihna mântuirii. Și ce mai face Dumnezeu în capitolul 4, versetul 4? Compară această odihna mântuirii cu odihna sabatului. Pentru că, de fapt, sabatul și odihna sabatului nu este altceva decât o pregustare a odihnei mântuirii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea. Dumnezeu s-a odihnit de ziua șaptea toate lucrurile lui. Și aici este zis iarăși, nu vor intra în odihna mea. Adică, când a zis Dumnezeu, nu vor intra în odihna mea? Când ei ne-au ascultat să intre în odihna lui Dumnezeu acolo, în Canaanul pământesc. Da? Și apoi Dumnezeu zice așa. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta. Care odihnă? A mântuirii. De ce? Pentru că cei cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, El hotărăște din nouă zi. Astăzi este această zi. Nu este o altă zi de închinare, nu e vorba de o altă zi de odihnă, ci e vorba despre astăzi. Zicând în David după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Și apoi versetul 8 zice, căci dacă le-ar fi dat Iosua odihnă. Adică dacă ei ar fi împlinit planul inițial al lui Dumnezeu cu Iosua, să ajungă în Canaan, să primească odihna lui Dumnezeu, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Care e această altă zi? Ziua de astăzi, pentru noi, că altfel ar fi fost făcute lucrările lui Dumnezeu dacă evreii și-ar fi împlinit planul inițial pe care Dumnezeu l-ar fi dorit pentru ei. N-ar mai vorbi Dumnezeu de o altă zi. Dar această altă zi nu e vorba de o zi de odihnă săptămânală, ci vorba de o altă zi a mântuirii, a odihnei mântuirii. Și apoi zice așa, rămâne dar o odihnă, care este această odihnă? A mântuirii. Ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Cum e asta odihna ca cea de sabat? Uite așa. Și anume cum? Fiindcă cine intră în odihna lui, adică cine intră în odihna aceasta mântuirii, se odihnește și el de lucrările lui cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale? Nemai lucrând. În ziua șaptea a săptămânii. Ce vrea să spună Dumnezeu este că această zi a șaptea săptămânii, sabatul Domnului, este o pregustare a odihnei pe care Domnul o va da celor mântuiți, pentru că Iosua n-a putut să le dea odihnă și de aceea hotărăște o altă zi, astăzi, în care să intrăm în această odihnă a mântuirii. Două întrebări, nu este semnătură. Este păcat să bei alcool moderat, ocazional, fără să te îmbeți? Vreau un răspuns punctual cu da sau nu. Înțeleg că nu este recomandat, dar e păcat, repet, în cantități mici. Da sau nu? Dragul meu, eu cred că da. Eu cred că da, asta este convingerea mea. De ce? Pentru că Biblia spune în Proverbe 23:20, nu fi printre cei ce beau vin. Nu e vorba despre a te îmbăta, ci vorba despre cei care consumă alcool. Și dacă stai să vezi la Organizația Mondială a Sănătății, vei vedea că nu există cantitate de alcool ingerată în organism care să fie fără riscuri. Păi, Dana, vrei să ne facem vulnerabili? Hai să ne facem vulnerabili. Cu toate riscurile din lume. Am fost într-o zi cu cineva la un restaurant și comandă bere fără alcool. La gust îmi place destul de mult berea fără alcool, dar nu prea beau pentru că face burtă și zic, bă, să fiu și eu siluet, știi? Alcool înseamnă 0,0 alcool. Da, da. Bineînțeles. Doar că a dus aceea sticlă pe care o știam eu despre bere fără alcool, a pus apă în pahare, a pus berea aceea în pahare și era o sete, era o căldură și era o rece chestia aia și efectiv am tras două gâturi din acel pahar. Și în momentul în care am tras al doilea gât, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Amețeai puțin. Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă. Imediat l-am chemat pe băiat, zic, dragul meu, ți-am zis să aduci bere fără alcool. Asta ceva nu e în regulă cu ea. Da, domnule, fără alcool. Zic, aduc sticla încoace. Când a adus-o, era 2, ceva. A, zice, scrie că fără alcool, dar are 2, ceva. Zic, băi, mă mor cu zile. 0,0 înseamnă fără alcool, nu înseamnă 2, ceva. Oia, Dana, unii dintre prietenii noștri vor crede că sunt fațarnic, fanatic, pot să crede ce vor. Eu spun ce s-a întâmplat. Câteva ceasuri, după două guri de la berea aia, care era 2% alcool, nu am fost eu. Câteva ceasuri. Când să mă uit în stânga, când să mă uit în dreapta, parcă aveam așa ochii grei, care deci nu am fost eu la capacitate maximă. Și ce am făcut? Am băut două guri de sete și nu mi-am dat seama. Nu am fost eu, deci nu eram eu în deplinătatea reflexelor. Mă gândeam, băi, să urc la volan sau să nu urc. Dacă n-a... Deci, e absurditate, două guri, e absurd.
Ei bine, nu am fost eu câteva ceasuri. Și asta spun ca o vulnerabilitate. Unii pot să zică, bă, ăsta ce ne vorbește aici? Domnul să mă ierte, că nu a fost cu intenții. Da? Deci nu poți să zici, domnule, eu beau doar atât și n-am nimic. Că teoriile acestea, că alcoolul și vinul roșu face bine sângelui și așa mai departe și așa mai departe. Dragul meu, dacă vrei să știi ce face bine sângelui, este acel antioxidant care se numește resveratrol, care se găsește și în sucul de struguri, adică în must, nu din cauza alcoolului, ci în mustul de struguri, pe care poți să-l fierbi și îl păstrezi peste ani și îl bei cu apă minerală și este foarte bun și este sănătos. Și în ăla se află resveratrol care îți protejează arterele inimii. Ăla protejează, nu alcoolul protejează. Da? Așa că documentează-te și vezi care e situația. Asta este percepția mea asupra lucrurilor. Da. Eu nu spun că în Biblie nu se bea. Se bea. Se bea. Da? Și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Că unii veneau la biserică și beau un pic și deci apostolul Pavel, bă, voi sunteți beți cu capul, ce-i cu voi? Beți paharul Domnului și paharul dracilor? Adică se bea. Da. Dar suntem în secolul 21, avem minte, avem înțelepciune, știm că alcoolul face rău. De ce să mergem pe linia asta? Încă o întrebare, ce argumente sunt că Ellen White este cu adevărat un profet inspirat de Dumnezeu? Nu mi se pare ok să ne batem atât în piept cu sola Scriptura și doar cu Biblia, dar să dăm argumente din Ellen White când nu avem argumente biblice. Nici mie nu mi se pare normal să dăm argumente din orice când nu avem argumente biblice. Emisiunea se numește Răspunde Biblia și noi răspundem din Biblie. Dragul meu, dacă tot ai întrebat, pot să spun doar câteva lucruri. Ellen White nu este o a doua Biblie pentru adventiști, deși unii dintre ei fac multe comentarii din Ellen White. Ellen White este un comentariu pe care noi îl considerăm autorizat al Sfintelor Scripturi, dar Biblia este una singură și noi credem în principiul sola Scriptura, și anume Biblia și numai Biblia. E adevărat că prin anumite biserici poate se face cât un abuz, se vorbește mai mult de Ellen White decât de Biblie, ceea ce ne-a îndepărtat de susarea evanghelică și este un lucru greșit și oamenii ăștia au dreptate atunci când noi vorbim din Ellen White și nu vorbim din Biblie. Noi nu dorim să facem lucrul acesta. Noi credem că Sfânta Scriptură este insuflată de Dumnezeu. Noi credem că toate celelalte comentarii care sunt în armonie cu Sfânta Scriptură, e bine să le citim. Da? Credem că femeia asta numită Ellen White a primit niște informații speciale de la Dumnezeu, niște viziuni în care ea a scris un comentariu în mod special la cele la Sfânta Scriptură, dar nu o considerăm infailibilă, nu o considerăm Fecioara Maria pe pământ, nu o considerăm un dumnezeiaș. Da? Noi credem în Biblia și numai Biblia. Am o problemă în familie. Am invitat mai mulți prieteni pe sabat să mâncăm împreună, din care un familiar îmi zice că nu vine dacă X e acolo pentru că îl irită și nu mi-a oferit nicio explicație de ce. Ce pot face? E corect așa ceva? Printre altele, mi-a spus că destule îndură la lucru. Dar pentru bani poate trece pentru asta, dar pentru mine nu. Am vrut să fac să înțeleagă, totuși nu am avut succes. Da, oamenii au sensibilități. Acum, dacă a existat un vechi conflict, da, care s-a ameliorat și oamenii se pot suporta văzându-se față în față, bună ziua, bună ziua, sunt în mână. Dar să stai la masă cu cineva cu care ai avut un foarte mare conflict, poate că nu este foarte indicat pentru ambele părți. Adică Dumnezeu ne îndeamnă să iertăm, da? Iar noi nu vom vedea cer dacă nu vom ierta. Pe indiferent cine ne-a greșit. Însă această iertare nu presupune de fiecare dată refacerea relației. Da? Dacă cineva ți-a luat nevasta, datoria ta este să-l ierți. Asta nu înseamnă să faceți împreună concedii la mare. Da? Adică sunt niște lucruri de care ființa umană trebuie să țină cont. Cel mai important însă este că atunci când sunt chestiuni de ordin mic, de orgoliu, că cum ziceau două colegi în clasa a patra, se numea Florentina amândouă și s-au certat într-o zi și învățătorul le-a zis: "Hai mă, fetelor, ce-i acolo?" Și una s-a sculat așa în picioare și a zis: "Tovarășe învățător, Florentina a spus către mine mâță." Și plângeau amândouă că, mă rog, dai seama, a spus către ea mâță.
Și mulți creștini se ceartă de la chestii de genul ăsta. Acum, dacă sunt chestii de genul ăsta, fraților, pocăiți-vă și treceți peste ele, da? Da, da. Și dați-vă mâna și bucurați-vă la masă. Dar sunt anumite lucruri pe care le treci mai cu greu. Dar dacă ai iertat, e un lucru bun. Un mesaj trebuie neapărat să răspundem în această seară. Vă rog să explicați versetele din Romani 13, de la 1 la 7, luând în considerare istoria recentă a unor țări, chiar și a noastră. Victor vrea să știe. Romani, capitolul 13. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. Căci nu este stăpânire care să nu vină la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua o sânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu fie frică de stăpânire? Fă bine și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te că nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori al lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor celor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Problema este foarte sensibilă, Loredana. Imaginez. Aici Apostolul Pavel vorbește creștinilor din Roma, unde șef era Nero. Cum să crezi că Nero e de la Dumnezeu? Când dă foc la Roma și apoi zice că creștinii sunt vinovați. Și căsăpește de la lei și așa mai departe. Ce vreau să spun Apostolul Pavel din perspectiva mea aici este că nu creștinii trebuie să fie cei care răstoarnă guvernele. Creștinul trebuie să se ocupe cu alte lucruri. Cu rugăciuni, cu predicarea Evangheliei, ca să schimbe mințile oamenilor. Dar lucrurile sunt foarte dificile. Pentru că am gândit mult. Ceaușescu a fost înlăturat de la putere și pentru că mulți creștini au fost acolo și s-au rugat, Tatăl nostru care ești în ceruri. Există momente astrale ale istoriei. Acum, dacă cineva m-ar întreba, e biblic să se ducă la protest pentru sau împotriva unei puteri de stânga sau de dreapta, n-aș ști ce să răspund. Eu pot să zic că nu mă duc. Pentru că domeniul ăsta este, așa cum spunea Romulus Vulpescu, un tip senzațional. Soțul Ilenei Vulpescu, ascultă ce zicea. Zice așa. Politica este a doua meserie din lume. Și este a doua tocmai pentru că seamănă atât de mult cu prima. Știi despre care profesie se zice că e prima? Prostituție. Politica nu mă gândeam la asta. Politica este a doua, tocmai pentru că seamănă atât de mult cu prima. Lucrurile sunt foarte complexe. Pe de altă parte, uneori trebuie să iei hotărâre pentru Dumnezeu. Trebuie să asculți mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dar Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Cornel, îți mulțumesc pentru prezență, dar și pentru răspunsurile la întrebări. Da, mai avem foarte, foarte puțin. Doar în 5 minute urmează o emisiune deosebită, o emisiune cu muzică, care cu siguranță o să vă placă foarte mult. Așa că rămâneți aici pe A7 TV, urmează colega noastră Anca Iordache. Noi ne revedem la această emisiune vineri la ora 21 să răspundem din nou din Biblie. Și da, știu, ne-ați scris foarte multe întrebări, eu le voi nota, nu o să trec cu vederea nicio întrebare, sunt foarte importante pentru noi și o să vă dăm răspunsurile în emisiunile ce urmează. Numai bine vă dorim și să aveți o seară frumoasă!